dimineața, stimați prieteni. Sunt la Stăuceni, vă rog să-mi confirmați dacă se aude și se vede ceea ce facem. Neața, bună dimineața. Suntem în această zonă a Stăucenilor, străzile Botoșani, Salcâmilor, Stamatei, care au fost reparate cu suportul primăriei municipiului Chișinău. Tot aici este transportul public, care la fel este oferit de municipiul Chișinău. Avem o relație foarte bună cu domnul primar, doar că trebuie să anunț că astăzi hoții de la guvernare, acest nimernici, ipocriți și impotenți, au pus pe ordinea de zi un proiect de lege prin care vor să aducă tot gunoiul din toate raioanele sectorului centru a Republicii Moldova aici la Chișinău. Deci, proiect de lege înregistrat hoțește pe noapte de către, așa, ca să fie foarte clar, să nu fie interpretări, la 21 decembrie, exact înainte de Crăciun, de către deputații PAS, cu avize negative din partea CNA, din partea altor structuri. Deci 20 de hectare în Chișinău trebuie să se transforme în gunoiște, conform proiectului de lege care astăzi hoțește este pus fără a consulta cu opinia publică, fără a consulta cu primăria. Nu sunt sigur că a fost consultat cu primăria Stăuceni. Alexandru, te rog foarte mult să intervii, pentru că asta este un dezastru ceea ce fac colegii tăi. Și nu cred că Lazarenco, care a fost viceprimar la Stăuceni, nu cunoaște despre acest lucru. Este absolut inadmisibil ceea ce fac acești indivizi de la PAS. Noi ne-am obișnuit cu bugete votate peste noapte, în câteva ore. Noi ne-am obișnuit cu tarife votate în 13 minute. Noi ne-am obișnuit cu faptul că ei își bat joc de Chișinău de parcă ar fi o jucărică de care nu că s-au plictisit, dar care le produce ură într-un fel sau altul. Deci acolo este zona pe care o vedeți, 20 de hectare pe care acești nemernici vor să o transforme în gunoiștea zonii centru a Republicii Moldova. Deci toate raioanele de prin centru trebuie să aducă gunoi aici. O să spună că iarăși ce bani face politică sau isterizează. Este inadmisibil, stimați locuitori ai Stăucenilui, Bunețului, Tohatin, a orașului și municipiului Chișinău, pentru că aici este zona de nord din care toate vânturile aduc acest posibil impact care nu există ca evaluare la Ciocana și la Râșcani. Domnul Vartanean, care este deputat din partea MAN, vă rog astăzi să solicitați la începutul ședinței scoaterea de pe rol a acestui proiect nociv. Tot astăzi rog să fie transmisă scrisoarea dacă eventual domnul Vornicu, domnul primar, încă n-a văzut acest lucru, ca să se autosesizeze, să convoace Consiliul Local al Comunii Stăuceni, iar cei de la Tohatin la fel să se convoace în ședință și să dea aviz negativ aceste inițiative urâte a Partidului Acțiune și Solidaritate. Repet, peste noapte, iată, arăt încă o dată, deci 19 ianuarie, avizul inclus și ca hoții noaptea s-au apucat astăzi să aprobe la ședința Parlamentului. Nemernici de la Partid Acțiune și Solidaritate. Altfel n-am cum să le zic. Deci, vedeți, zona aceasta, ea toată trebuie să fie transformată conform principiilor lor în gunoi, în gunoiște. O zi frumoasă. Astăzi, dacă nu vor fi acțiunile respective cumva luate în considerare, repet, ne rezervăm dreptul la protest național aici, la Chișinău. Nemiernicilor, scoateți de pe ordinea de zi și arătați oamenilor, spurcăciunilor ce sunteți, ce vreți să faceți. O zi frumoasă să aveți!